Salutare, oameni buni! Am venit la Paris cu ceva timp mai înainte ca să arătăm acest video pentru prezentarea unui model foarte important. Se numește Dacia Spring. Dacă n-ați recunoscut-o cumva, este în spatele meu modelul restilizat. Ei nu îl numesc chiar așa, dar în esență cam asta este. În orice caz, aduce foarte multe modificări pe lângă designul mult mai atractiv, pe care sunt sigur că deja l-ați observat. În acest video încerc să vă povestesc toate lucrurile care s-au schimbat pe noua Dacia Spring. În primul rând, designul, fiți de acord, este absolut fantastic. Ceea ce avem aici este versiunea Extreme. În total vom avea trei versiuni, Essential, Expression și Extreme. Cel mai important este că versiunea Extreme, bineînțeles, este și cea mai dotată, cea mai bine arătoasă și, desigur, ar trebui să coste și mai mult. În primul rând, s-a schimbat tare mult fața acestei mașini. Doar priviți cât de frumoasă este și cu adevărat acest lucru se vede. 6 culori pentru caroseria și toate destul de interesante. Vedeți semnătura asta luminoasă super faină care dă așa tare mult, inclusiv Adaster, inclusiv noul logo care a fost și pe modelul precedent, dar acum îl vedem din nou aici, dar mult mai frumos. În continuare avem faza scurtă, faza lungă aici, dar fără LED-uri. Cum am zis, în continuare. Deci acest lucru s-ar putea să se schimbe la noua generație, dar până când doar așa. O să vedeți accente foarte frumoase de culoare neagră pe mașină și inclusiv de culoare bronz aici pe versiunea Extreme la exterior și arată tare, tare frumos. Hai să vorbim un pic și despre roți. Standard ai roți la 14 inci. Toate, indiferent de versiune, sunt pe jante metalice care sunt acoperite de capace din astea de plastic. Iar pe varianta Extreme ai standard roți la 15 inci, care sunt produse de Linglong. Puteți vedea și voi aici. Iată și janta se vede asta metalică, iar aici plastic. Nu contează, oricum este o mașină care vrea să țină tare mult de preț, Dacia promite că o să fie în continuare cea mai ieftină mașină electrică vândută în Europa. Bun, pe, spuneam, versiunea incipientă, roți la 14 inci, pe versiunea de mijloc ai fie 14, fie 15 inci, iar aici deja 15 inci. Iată și profilul mașinii, aici cred că un pic o să o mai recunoașteți după modelul precedent, dar oricum, iată, mai are inserțiile astea, care în esență este un sticker, dar dau foarte bine aici. Și inscripția Spring o puteți vedea aici. Hai să vedem și spatele mașinii astea. Ia priviți cum scrie Dacia aici în spate. Stopurile frumoase și ele. Aveți aceste, tot stickere sunt și astea pe bumper în spate, dar așa, foarte moderne, frumușele și nu dau deloc rău și ele. Portbagajul măsoară 308 litri, puteți vedea aici, iar dacă e să rabatăm bancheta, va avea un total de un pic peste 1000 de litri, undeva 1004 litri, dacă nu greșesc. În continuare o să avem și versiunea cargo, este mai încăpătoare și îți permite să duci mai multe lucruri, bineînțeles, și pentru cei care vor să facă delivery cu o Dacia Spring. În continuare, mașina se va încărca de aici. Tot priza a rămas în același loc, pe mijlocul grilei din fața mașinii. De la o priză de 10 amperi o să o încarci în 11 ore. Nu uităm că bateria a rămas aceeași, de 26,8 kWh. De la o priză mai puternică, de 16 amperi, dacă nu greșesc, în vreo 7 ore, dar pentru că există și posibilitatea să o încarci de la o priză fast charge, o vei încărca în vreo 45 de minute, de la 20 la 80% din baterie, cu un maximum de 30 de kW. Iată, puteți vedea priza pentru curentul alternativ și aici pentru fast charge. Un lucru important, doar pe Extreme, ai un adaptor pe care îl poți pune aici, îl inserezi în priza mașinii și springul se transformă într-un power bank și în acel moment deja poți să dai maximum 3 kWh, poți să faci ce vrei tu. Să-ți faci cafea dacă vrei, îți unești aparatul de cafea, ce și ne-au arătat aici, undeva la natură. Poți să pui, nu știu, un compresor până la urmă urmei, orice ai vrea tu. Super fain din acest punct de vedere. Bateria în continuare este sub bancheta din spate, deci acolo este montată ea. Hai să vorbim acum și despre motoare. Ceea ce avem aici este motorul de 65
de cai putere, pentru că pe Extreme vine doar în 65 de cai. Pe versiunea de start ai motorul de 45 de cai putere, iar pe versiunea de mijloc ai fie motorul de 45 sau, ca opțiune, motorul de 65 de cai putere. Indiferent pe care îl alegi tu, autonomia oricum o să fie 220 de kilometri. Dar asta nu contează, pentru că Dacia spune că deja au experiența în baza clienților care au început să cumpere Springul începând cu anul 2021 și potrivit statisticilor pe care le au ei, clienții merg cu mașinile lor în mediu zilnic 37 de kilometri. Deci nu-i rea autonomie de 220 de kilometri, mai ales că o să fie iarăși și cea mai accesibilă mașină electrică. Trecând mai departe, dacă e să continuăm cu aceeași statistică, tot clienții lor merg cu o viteză medie de tot 37 de kilometri la oră și 75% își încarcă mașinile acasă. Interiorul este și el schimbat, așa de-a binele. Dacă eu îmi reamintesc că scaunele care erau pe primul Spring erau așa destul de nu tare interesante, aici, ia, priviți cât sunt de frumoase, dar iarăși, pe varianta Extreme și mai avem și logo-ul Dacia, chiar aici, pus pe scaune și asta noi n-am mai avut-o anterior. Avem piele artificială, Dacia bineînțeles spune că nu mai folosește pielea naturală, dar ar fi fost straniu să vezi într-un Spring piele naturală, și acest material textil cu o textură destul de frumoasă, care o să fie și foarte practic. Mergem mai departe. Ai spații de depozitare destul de mari, atât în uși, inclusiv acolo în ușă, doar priviți, 4,9 litri este volumul acelui spațiu, la fel la mine în ușă, aici ai spațiu de depozitare și aici avem levierul cutiei de viteze. Ai și o sumedenie de accesorii pe care le poți conecta în mașina asta, fie lampă dacă e nevoie, un LED aici, fie aici îți poți pune o gentuță și multe alte lucruri, deci Dacia, la fel ca pe Duster, ceea ce au anunțat ei și așa, e o chestie destul de practică. Hai să vedem. Avem aici un monitor de 7 inci în fața mea, standard, indiferent de versiunea pe care o cumperi tu. Super fain, așa, destul de color, de tare bine, n-arată deloc rău pentru o mașină din clasa asta. Pe versiunea simplă, cea mai simplă versiune, nu ai monitorul ăsta, este doar un holder pentru telefon. Acolo am uitat, se numește Media Connect aplicația și indiferent de telefonul pe care îl ai, de la un telefon foarte mic până la un smartphone mai mare, nu-i cazul aici, imediat vă povestesc despre acest monitor, poți pune telefonul, pui telefonul și încarci aplicația celor de la Dacia și astfel vezi foarte multe date pe acea aplicație. Și asta este versiunea mai ieftină. Dacă o iei ca opțiune sau pe versiunea Extreme Standard ai acest monitor de 10,1 inch, unul care are la bază un sistem Android și Apple CarPlay și Android Auto, ai wireless, cât de tare este asta, nu? Mai departe, ce avem noi? Are tot felul de meniuri, 4 la număr, dacă e să te uiți mai atent, ai audio, ai telefonul, navigația și vehicul. Navigația, apropo, Connect your device, ok, ar trebui să pornească cumva. Navigația este livrată de cei de la HERE și 8 ani de zile ai conectivitate garantată pe mașina asta. Ba chiar și softul, dacă e nevoie să facă vreun update mașina asta, o face prin, fără ca să te duci la service, over the air și lucrurile se întâmplă tare frumos. Eu o să vă povestesc mai multe despre acest monitor când o să apuc să testez mașina asta, dar credeți-mă că este unul super interesant și na, ai multe funcții aici, ia priviți, ceea ce vă spuneam și eu. Bun, mergem mai departe. Ai accentele astea, culoarea asta, haki destul de frumoasă, accente culoare bronz, bineînțeles nu-i metal, nu-i aluminiu, nu-i ceva de genul, dar oricum, mașina asta arată mai vie cumva pe interior, așa, culorile astea o fac să arate mai bine. Partea de jos, avem aerul condiționat, bineînțeles nu este automat, și două porturi Type-C pe care le găsești aici. Voi să nu credeți că ea nu are și ceva sisteme de asistență. În primul rând va monitoriza starea șoferului în cazul în care este așa mai adormit la volan și îl va atenționa odată ce mașina identifică acest comportament. Doi la mână are sistemul de identificare a
indicatoarelor rutiere, ceea ce este foarte bine, îți arată viteza cu care ar trebui să mergi pe tronsonul de drum pe care ești și nu în ultimul rând, mașina asta are și sistemul de menținere în bandă. Și deja dacă tot sunt la capotă, pentru că am uitat să vă arăt ceva cât era capota deschisă și vorbeam despre motoare, vedeți voi, partea asta este goală aici și toate componentele le poți vedea aici, dar ca și accesoriu îți poți lua o chestie așa din plastic aici, care în esență îți va da în jur de 30 sau 35 de litri de spațiu de depozitare. Pentru ce? Bineînțeles, pentru cablurile de încărcare. Le pui aici și ai uitat de ele. Oameni buni, acesta a fost reportajul nostru cu Dacia Spring, cu noul model. Acum aștept părerea voastră în comentarii. Să-mi spuneți ce credeți despre ea. Vă place designul sau nu? Chiar dacă n-aș vedea cum să nu vă placă în comparație cu modelul precedent. Și deja despre toate detaliile despre care v-am povestit, aștept reacții în comentarii. Noi ne revedem data viitoare. Voi aveți grijă de voi. Pe curând. Pa, pa!